Salutare, salutare! Astăzi mă gândeam să vă arăt cum să vă codați RCD510 cu DynAudio, pentru că eu chiar am avut o grămadă de probleme până am aflat chestia asta. Ca să vă dați seama dacă este bine codat sau nu, e suficient să vă uitați aici la Balance. În cazul în care este codat corect, când apăsați pe Balance, aveți Left, Right și Front, Rear. În cazul nostru este doar Left, Right. Deci, suntem siguri că nu este codat cu DynAudio. S-ar putea să credeți că este codat corect, pentru că atunci când RCD-ul pornește, apare logo-ul DynAudio, dar totuși nu este codat corect. Acum o să vă arăt cu VCDS-ul cum să îl codați. Odată deschis VCDS-ul, mergem pe 56 Radio. Coding 07, Long Coding Helper, primul bit îl lăsăm neschimbat, al doilea, unde în cazul meu era Sound System Not Installed, o să selecționăm Volkswagen Sound System ori DynAudio Sound System, pe al treilea, în cazul meu, este 4 speaker channels, 2 passive speakers, each front and rear. Aici o să selecționăm Sound System, Active Speakers, iar pe următorul nimic, pe al cincilea, Treble Speaker Monitor for Front and Rear Speakers Active, era cel care era selectat pentru mine, însă trebuie să-l modificăm și să selecționăm Treble Speaker Monitoring Deactivated Sound System. Aici la Frequency Response e bine să lăsăm linear, salvăm, coding accepted și cam asta a fost cu VCDS-ul. Odată ce ați făcut codarea pe VCDS, îi dăm drumul și verificăm din nou să vedem dacă a apărut. În cazul nostru încă nu a apărut, aici vedeți că balance este tot left-right, așa că o să îi dăm un reset, adică ținem apăsat aici până se oprește și pornește din nou. Și avem, după cum vedeți, left, right și front, rear. În acest moment o să aveți un sunet mult mai clar și mult mai echilibrat față de înainte. Sper că video-ul v-a fost de folos. Până data viitoare, numai bine!